Dacă ieri la Pitești a avut loc o acțiune prin care s-a avut ca obiectiv o zi fără persoane decedate în accidente rutiere, astăzi la Câmpul Lung polițiștii rutieri au acționat tot pentru prevenirea incidentelor rutiere. Au fost alese mai multe zone cunoscute pentru gradul de periculozitate ridicat, au fost efectuate verificări ale documentelor, dar și ale truselor medicale, triunghiurilor reflectorizante și a extintoarelor. Va fost eliberat de zile. Da. Până la data de 70 de ani. Da. E bine că ați avut de pe expirat, da? Da, da. Bun. Veți merge cu mașina la rad. Da. Îi faceți IDV-ul acolo. Da. Vă dăm un cartonaș galben, o anexă. Da. Apoi cu anexa și cu dovada, care m-am dat-o, la serviciul rutierat, să ridicați certificatul de matriculare de acolo. Unde e serviciul rutierat? La sediul inspectoratului de poliție județeană Argeș, la Pitești. La Pitești. Da? După ce faceți IDV-ul în rad, treceți cu dovada de ITB și cu dovada de la mine la serviciul rutierului și am și amendă de acolo. Ia țineți un pic asta. Și am și amendă. Sancțiunea, v-am dat un avertisment, ținând cont de vârsta dumneavoastră și de faptul că se apropie iarna și sunt condițiile destul de grele pentru toată lumea, nu numai pentru noastră. Dar obligatorie este măsura complementară. Totodată au fost efectuate controle privind consumul de alcool. La poliție se lasă un zi de la secunde până schimbă sunetul. În timp ce se lasă toate un zi de la timp, se oprește zi de la acela, stați la mine. În total au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale pentru parcare în locuri nepermise, inspecție tehnică expirată și nepurtarea centurii de siguranță.